Manifestările vor debuta sâmbătă 16 aprilie la Școala Gimnazială Ciocănești cu cea de-a patra ediție a concursului Tradiție, Valoare Sacră, iar la Casa de Cultură Florin Gheucă vor avea loc concursul de încondere Dr. Anton Setnic, lansări de carte și un simpozion. Tot la Casa de Cultură, între orele 12.15.30 cei prezenți vor putea vizita târgul de ouă în Condeate, dar pot opta și pentru vizionarea expoziției de pictură, spațialitate și volumetrie în arhitectura tradițională bucovineană, realizată de artistul plastic Radu Bercea. Pe platoul de festivități din localitate, puțin după ora prânzului, va fi prezentată expoziția concurs Coșul Pascal, iar de la ora 14.30, după slujba de sfințire a festivalului și prezentarea mesajului oficialităților, va avea loc primirea oficială în Academia Artelor Tradiționale a meșterului popular Silvia Șcheul și acordarea diplomelor pentru păstrarea motivelor tradiționale ciocăneștene. După amiază este programat concertul de muzică Folk, ochii albaștri al lui Dumnezeu prezentat de Ștefania Iacob, iar la ora 16 și un sfert, actorul Ion Caramitru și muzicianul Aurelian Octav Popa vor susține spectacolul Dorde Eminescu. Sera va continua cu festivitățile de premiere ale concursurilor festivalului un concert de muzică de cameră și un recital cu arii din opere celebre susținut de tenorul sucevean Sorin Ursan de la Clit. Duminică, 17 aprilie, începând cu ora 8 la bisericile din comună va fi oficiată sfânta liturghie, iar după-amiază la Casa de cultură Florin Gheucă va continua târgul de ouă încondeiate, iar de la ora 14:30 va avea loc concertul susținut de Maria Dragomiroiu.